Campania Daruri în cinstea pruncului Iisus a mănăstirii Hadâmbu din județul Iași a continuat marți 13 decembrie 2022 în Episcopia de Bălți. O delegație a așezării monahale din Dealul Mare a ajuns la un centru comercial din Bălți pentru a cumpăra o tonă și jumătate de alimente neperisabile, făină de porumb, făină de grâu, orez și ulei. Activitatea filantropică a fost coordonată de către arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hadâmbu. Părintele Stareț a fost însoțit de către protosinghelul Iorest Goraș, secretarul așezământului monastic, și de către părintele Dorian Revenco, protopop de Bălți. Am venit în Episcopie de Bălți cu mare bucurie și nu-i prima dată, să spun. Iată, suntem și în luna cadourilor, în luna bucuriilor. Numai pentru cei care au, ci pentru cei care nu au. Și mi-am dorit foarte mult să adun acest puțin ca să bucur pe cei din zona Basarabei, numai din România, pe cei din Necăjiți. Și din mila lui Dumnezeu am ajuns, am încărcat alimente și plecăm spre Episcopia noastră de Bălți, patria noastră română. Văzând un ierarh model pentru noi toți, mă refer în partea Basarabei, unde biserica noastră nu prea ușor o duce și Preasfântul Antonie, în primul rând, se gândește la cei săraci, deși nici nu are măcar o biserică unde să slujească. Asta este un lucru în fața lui Dumnezeu bine plăcut, să spun, nu numai în fața lui Dumnezeu, ci și în fața noastră a tuturor. Un exemplu viu să-l dăm așa. Și la rugămintea Preasfântului anual, dar nu numai de sărbători, când pot și reușesc cu darul lui Dumnezeu și a ucenicilor mănăstirii Hadâmbu, revin în Basarabia să ajutăm pe cei necăjiți sărmani. După încărcarea alimentelor, delegația a ajuns la sediul Episcopiei de Bălți. Aici a fost întâmpinată de către Preasfințitul Părinte Antonie, Episcopul de Bălți. Ierarhul și-a manifestat recunoștința față de gestul Părintelui Stareț de a oferi daruri ce vor fi distribuite în perioada următoare în așezămintele de ocrotire socială și oamenilor nevoiași de pe cuprinsul Episcopiei de Bălți. Cu mila lui Dumnezeu, în ajunul Crăciunului, Părintele Stareț, Părintele Nicodim de la Hadâmbu, a revenit în mijlocul nostru, în mijlocul Episcopiei de Bălți, cu un nou dar, așa cum face de ani de zile, venind la anumită perioadă și felul acesta aducând multă bucurie în multe familii din jurisdicția Episcopiei de Bălți. Prin Nicodim, așa cum este el, cum îl știm noi, un mare iubitor de Basarabia, un mare filantrop și prin gesturile sale încearcă să ne apropie și pe noi de patria mamă România, pentru că în felul acesta românii de aici, din Basarabia, descoperă cine este lor cu adevărat și cine este cel care le întinde mâna la vreme de necaz, la vreme de încercare. Este, cred că, 8-a oară de când Părintele vine la noi cu asemenea daruri. Astăzi au adus o tonă jumătate de alimente care vor fi transformate în pachete cu produse alimentare care vor fi repartizate familiilor nevoiași. În felul acesta, încercând și noi, în prag de sărbători, a Crăciunului și celelalte sărbători de iarnă, să bucurăm cu cât reușim noi, măcar câteva familii. Mulțumim Părintelui Stareț, Părintele Nicodim, pentru generozitatea sa, pentru că, așa cum menționam, nu doar aceste alimente, avem o familie care a reușit să le ia un acoperiș deasupra capului, o familie cu 5 copii care nu au avut casă în viața lor și Părintele Nicodim cu gestul său, cu de dragostea sa, a jertfit și a ajutat familia respectivă. Și atâtea și atâtea cazuri de binefaceri care le-a făcut Părintele aici. Îi mulțumim Părintele Nicodim și îi spunem că basarabienii îl iubesc, îl prețuiesc și rugăm pe Bunul Dumnezeu să răsplătească pentru darurile, pentru gestul său, pentru inima sa largă, să-l răsplătească primul cu sănătate, cu putere,
ca să poată bucura lumea cât mai mult. De mai bine de 3 ani, Mănăstirea Hadâmbu sprijină activitatea social-filantropică a Episcopiei de Bălți. Pe lângă alimente și dulciuri, preoții eparhiei au primit de la Părintele Stareț Nicodim câte un molitfelnic și un liturghier. De asemenea, în vara acestui an, Mănăstirea Hadâmbu a cumpărat o casă în Valea Ursului Pruteni-Fălești, unei familii sărace care nu a avut niciodată un acoperiș deasupra capului.